Alertă cu bombă în trenul care circulă pe ruta Timișoara Iași. Un pasager a sunat la 112 și a anunțat că a pus un dispozitiv exploziv într-un vagon. Bărbatul a amenințat că va detona bomba dacă nu primește o anumită sumă de bani. Imediat autoritățile au oprit trenul în stația Vama, au evacuat pasagerii speriați și au izolat vagoanele. Ulterior, geniștii au controlat trenul, dar nici urmă de bombă, nici cel care a asemănat panică nu a fost degăsit. Pe aceeași rută, în luna iulie, a mai avut loc un incident similar. Atunci, o garnitură de tren a fost ținută pe loc timp de două ore după ce controlorii au observat în zona de trecere dintre două vagoane o servietă abandonată. În ultima perioadă s-au înmulțit alertele false cu bombe și pe aeroporturi. Un avion care venea din Statele Unite și se îndrepta spre Varșovia a aterizat de urgență pe aeroportul din Otopeni după o alertă cu bombă la bord. 170 de pasageri au trecut prin clipe de coșmar, până s-a dovedit că alarma a fost falsă. Ministerul de Interne și cei de la 112 s-au obișnuit deja ca în fiecare an, aproape 60% dintre cele 14 milioane de apeluri primite să fie false. Concret, aproape 8 milioane de români paralizează activitatea serviciului de urgență cu glume proaste sau alerte false. În toate cazurile de până acum, când au fost sesizate bombe, au fost alarme false. Cei care se joacă de așoarecele și pisica cu oamenii legii riscă închisoare de la 3 luni la doi ani sau o amendă cuprinsă între 500 și 1000 de lei.